Mulțumesc, Radu, că ai acceptat invitația la podcast cu un HR. Despre Radu, cred că mai mult o să las pe el să ne vorbească, pentru că ar fi cel mai drept. Cumva eu îl cunosc așa prin extensia asta, îi spuneam și la început, de pe prima când făceam voluntariat și el ne-a ajutat la un moment dat, de fapt într-un moment cheie, a ajutat asociația foarte mult prin oferirea de traininguri pe partea de design grafic. Până în acel moment noi eram undeva sub nivelul mării și cu ajutorul lui am reușit să avem 2-3 colegi cheie care să devină din ce în ce mai bun pe partea asta și cumva câțiva dintre ei încă mai lucrează, așa că mulțumirile către Radu pleacă încă de pe atunci și acum continuă cu faptul că a acceptat invitația la podcast cu Pacer. Domnul Radu Velcea, îl vrea să ne spună mai multe despre el. Mulțumesc, Teodor, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Ce pot să spun despre mine? Am 36 de ani, lucrez momentan la Uber în Amsterdam, în departamentul de L&D, de Learning and Development. Sunt program manager pentru toată zona de EMEA și practic coordonez anumite traininguri care e nevoie să fie livrate către specialiștii, către community specialist. Uh-huh. Și lucrez cu diferite echipe. E o muncă antrenantă. Îmi place foarte mult ceea ce fac și chiar citeam undeva că dacă vrei cu adevărat să fii, știi, mulțumit și satisfăcut de cariera ta, să consideri jobul cel mai frumos din lume și eu asta îl consider, să lucrez în educație, să eu, chiar dacă este acest departament, să zicem așa, corporatist de L&D, eu în continuare îi spun educație pentru că sunt anumite traininguri care te formează ca individ, nu doar ca profesionist. Fac asta din 2011, am început să lucrez în L&D. Până atunci am lucrat în partea de graphic design și cumva am găsit o îmbinare între cele două care să mă ajute să dezvolt partea asta de training, de dezvoltare de curricule, de assessment-uri, de knowledge assessment, knowledge gaps, tot ceea ce înseamnă partea de L&D dintr-o corporație. Super. Cumva despre asta o să vorbim și noi astăzi. L-am invitat pe Radu să ne spună mai mult despre până la mână profesia lui și posibilitățile unui tânăr la început de drum să acceseze o astfel de carieră, adică partea educațională dintr-o organizație. Și o să încep cu prima întrebare. Ca să intri într-un asemenea departament, ai nevoie de o anumită pregătire academică în acest sens, o serie de cursuri sau poate să fie așa la liber? Aș spune că toate cele trei variante. Aș spune că nu există o direcție clară. Important ce la colegii mei și cu care lucrești, cu care interacționezi din toată lumea, pentru că suntem echipe globale, un singur lucru e comun. Nu educația, nu background-ul academic, nu background-ul profesional, ci pasiunea pe care o ai pentru educație. Pasiunea pe care o ai pentru a traduce anumite cereri ale afacerii în niște materiale ce pot fi ușor transmise, ce pot fi ușor reținute și care mai târziu să facă obiectul dezvoltării tale ca individ, dar și ca profesionist. Eu, de exemplu, nu am o pregătire academică specifică. Eu am terminat marketing și afaceri economice internaționale prin 2007. Deci nu am o pregătire în zona asta de educație, dar am fost întotdeauna pasionat de zona asta, de a transmite informații într-un mod cât mai simplu, adică luam niște informații care inițial păreau destul de complicate, le digeram în modul în care să le pot înțelege, iar apoi să le transmit nu neapărat în cea mai simplă formă, dar într-o formă care să fie oarecum legată de experiențele tale anterioare. În același timp pot exista anumite cursuri pe care le poți urma, bineînțeles, ca să îți mărești orizontul în ceea ce privește L&D, în ceea ce privește Instructional Design, în ceea ce înseamnă training, pentru că, și am observat de foarte multe ori, lumea face confuzia asta, learning and development înseamnă training. Nu neapărat, training-ul este doar o parte, doar un departament, doar o echipă, să zicem, din întregul departament.
pentru că mai ai echipa de program management, echipa în care sunt eu, ai echipa de design, care este compusă din mai multe roluri, din Learning Experience Designer, din Instructional Designer. Apoi ai partea de delivery, unde ai delivery specialist, ai L&D specialist, ai trainer, ai senior trainer, ai senior L&D specialist. Ai foarte multe roluri care fiecare se potrivește în acest mare mecanism al L&D. Așa că doar să iei niște training-uri de pe LinkedIn Learning sau de pe Udemy, să spui livrăm training-ul ăsta către 20 de oameni, gata, ne-am făcut treaba de departament de L&D. Asta nu înseamnă L&D, asta înseamnă, să dai forward la un link sau la un email cu un learning path. Și da, asta este, cred, lucrul de care cu siguranță ai nevoie dacă vrei să intri în domeniul acesta al L&D-ului. Pasiunea pentru educație, pasiunea pentru a transmite mai departe informația, chiar dacă nu lucrezi ca și trainer. Uh-huh. Dacă ești junior și nu ai mai lucrat niciodată într-un astfel de departament, ideal ar fi să obții un rol de internship într-o astfel de companie ca să înțelegi un pic cum funcționează lucrurile, care sunt mecanismele, care sunt echipele cu care poți lucra și cred că cel mai important să descoperi ceea ce îți place ție din domeniul respectiv, din L&D. Pentru că poate vrei să fii trainer, poate vrei să fii instructional designer, poate vrei să fii program manager, unde să interacționezi cu toate departamentele și să ai stakeholderii tăi. Dar asta poți să afli nu din cursuri, nu din traininguri, ci doar dacă te afli acolo în departament. Ok. Ar fi ca o idee paralelă, ar putea să fie și ceva în genul o experiență de voluntariat, poate, în zona asta de, poate, unui departament de resurse umane și acolo să începi încet, încet să înțelegi cam despre ce înseamnă dezvoltare organizațională, design de formare, livrare de formare și așa mai departe. Poate fi, sigur că da. Ca să înțelegi cum funcționează o organizație și cum interacționează echipele între ele, cu siguranță. Dar, încă o dată aduc lucrul ăsta în atenție, este necesar sau ar fi bine, ar fi indicat să și te pregătești oarecum în direcția câtorva teorii de instructional design, de adult learning, ca să înțelegi care e diferența între cum învață un copil și cum învață un adult. Pentru că totul pleacă de acolo, de la obiectivele învățării, de la obiectivele pe care tu, ca individ, ca profesionist, ți le setezi atunci când vrei să înveți un lucru, versus obiectivele pe care organizația ți le setează pentru a progresa în rolul în care te afli. Și atunci trebuie să găsești zona asta comună, care de cel mai mult înseamnă dezvoltarea ta ca individ. Ok. Dacă ar fi să ne faci o recomandare, de unde aș putea să încep dacă vreau să caut mai mult, să caut niște resurse? În primul rând, cred că ar trebui să adresez foarte multe întrebări celor cu care interacționez sau care știi că lucrează în domeniul respectiv. YouTube-ul este o resursă nesfârșită de informație, dacă știi să cauți ceea ce este potrivit pentru tine. LinkedIn Learning, sunt anumite learning path-uri pe care le poți urma tu ca individ ca să-ți descoperi exact ce anume îmi place. Pentru că, da, poate că auzi că instructional design sună foarte interesant și că ți-ar plăcea să faci lucrul acesta. Dar ca să fii instructional designer trebuie să ai anumite skill-uri pe care poate un L&D specialist nu le are. Cum ar fi, skill-uri de design, da? Skill-uri de layout, skill-uri de estetică, de paginare și așa mai departe. Plus, poate că vrei să fii program manager, unde trebuie să ai niște skill-uri de comunicare și de stakeholder management pe care poate unui instructional designer nu îi sunt necesare. Și atunci, de aceea spun, este bine, chiar dacă optezi pentru un internship sau pentru o zonă de voluntariat, să ai și această pregătire pe care tu o faci fără să ți-o solicite nimeni, ca să afli, doamne, ce mi se potrivește, ce se potrivește cu background-ul meu, ceea ce îmi place să fac. Pentru că, încă o dată, nu cunosc pe nimeni care să lucreze în L&D
să spună, da, nu, nu-mi place ceea ce fac, nu fac chestia asta cu, cu plăcere. Da, 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 nu cunosc pe nimeni care să, să lucreze în departamentul de L&D, să spună, nu, nu-mi face plăcere ceea ce, ce fac, nu, nu fac cu, nu știu, pur și simplu nu-mi face plăcere. Da. Pentru că, așa cum am mai spus, pasiunea cred că este lucrul care leagă toate echipele în, în L&D. Cool. Dacă putem să ducem puțin zona spre abilități, abilități soft, abilități hard, de care ar trebui sau cu care ar trebui să înceapă și pe, pe parcurs să și le dezvolte o persoană la început de drum, în această zonă, ce ai putea să ne spui? În cadrul abilităților de, de soft skills aș identifica 3-4 pe care, să zicem, ți-ar aduce un, un oarecare avantaj competitiv în, în câștigarea unui anumit rol sau în plasarea ta pe anumită poziție. Skill-urile de comunicare sunt foarte importante, chiar dacă pare așa foarte generic, într-o corporație sunt extrem de importante. Comunicarea verbală, comunicarea non-verbală, comunicarea în scris, pentru că mai ales acum în vremuri de pandemie foarte multe, foarte multe proiecte se desfășoară în scris, în e-mail-uri lungi, în thread-uri interminabile. Stakeholder management, un skill pe care și eu îl descoper nu neapărat în fiecare zi, dar pe măsură ce avansez în rolul în care mă aflu, îmi dau seama cât de important este să poți să administrezi oamenii sau să, să comunici cu oamenii cu care lucrezi într-o manieră în care să lucrați cu toții spre un, spre un obiectiv comun și să vă aliniați cu toții asupra obiectivelor pe care le-ați setat de la bun început, să vă desemnați anumite roluri din echipă. Toate lucrurile astea fac parte din stakeholder management. Și apoi skill-uri de facilitare. Sunt iarăși, skill-urile de facilitare sunt, este un lucru de care e bine să, să, e bine să-l ai în portofoliul tău, de, în rucsacul tău de, de abilități. În permanență sau totdeauna vei avea o prezentare de susținut în cadrul unei echipe, în cadrul anumitor clienți din, din interiorul business-ului. Și să ai aceste abilități de, de prezentare, iarăși să vă aduce un, un avantaj competitiv. Asta pe partea de soft. Pe partea de hard skills, aici este diferit, cred că, în funcție de, de echipa în care vrei să lucrezi. Dacă te atrage o carieră în instructional design, evident că ar trebui să ai niște skill-uri pe tool-uri de authoring, cum ar fi articole Storyline, articole de Rise, tot ceea ce înseamnă suita Office sau, de ce nu, chiar și Google Docs, da? Pentru că sunt de, și foarte multe prezentări și foarte multe e-learning-uri și așa mai departe, sau job aid-uri făcute în varianta clasică de, de Google Slides sau PowerPoint și așa mai departe. Dacă lucrezi pe partea de, de program manager, iarăși, trebuie să ai foarte bune skill-urile de structurare, de organizare în tot ceea ce înseamnă Excel sau spreadsheet. În tot ce înseamnă Word, practic, să, să reușești să îți organizezi proiectele pe care le ai și să setezi obiectivele astfel încât cei din echipa ta și cei care îți formezi echipa să, să înțeleagă unde vrei să ajungi și cum puteți ajunge cu toții la acel obiectiv comun. Ok. Și legat de o limbă străină, este engleza necesară? Da, engleza, by default, cu automat, da. Fără doar și poate, dacă vrei să lucrezi într-o corporație și în departamentul de L&D, engleza este, da, un must have. Ok. Mă întorc puțin la partea asta de soft, soft skills despre care ai menționat tu. Și vreau să te întreb unde aș putea sau... pentru început de drum este destul de greu să dezvolt cumva abilitățile astea, cel puțin pe partea de livrare. Și la ce aș putea să apelez astfel încât să mi le dezvolt într-un anumit fel? Adică unde aș putea să mă duc să mi le exersez? Eu aș recomanda un lucru care, pe care îl consider benefic cam pentru orice skill după
poate ce ai urmat niște traininguri online sau niște materiale ajutătoare. Sesiunile de mentoring. Mie mi se pare o activitate de învățare extraordinară, pentru că odată te formezi în direcția în care dorești, nu în direcția în care te duce un anumit training, fiind ajutat și fiind așa, ai un wingman, acest partener care te ghidează și poate te și provoacă în anumite instanțe. De exemplu, dacă vrei să-ți dezvolți niște skill-uri de project management, să ai un mentor care să îți adreseze niște întrebări pertinente sau să îți lanseze niște invitații, niște provocări pe care să le rezolvi până la următoarea întâlnire, cred că echivalează cu, nu știu, 10 ore petrecute într-un training. Mult, mult mai eficient decât să stai să te uiți la un e-learning sau un learning path de 6 ore. Mai bine petreci 40 sau 45 de minute într-o conferință cu un mentor căruia să-i poți adresa întrebările, care te macină și să-ți ofere atât cât este posibil soluțiile către care vrei să ajungi tu. Dar oricum, rolul mentorului nu neapărat să-ți ofere ție soluția. Rolul mentorului este mai degrabă să te ghideze pe tine spre ceea ce îți dorești, nu să-ți ofere pe tavă soluția. El nu este un consultant care să vină, da, asta vrei, uite, asta îți ofer. El mai degrabă este acolo să îți adreseze întrebările potrivite ca tu să-ți dai seama de răspunsuri singur. Și bazându-se acele răspunsuri pe experiențele tale anterioare, cred că pot măsura ca și valoare mult mai mult decât, așa cum spuneam, niște e-learning-uri sau niște training-uri pe care le poți urma singur. Știi că perspectiva asta e destul de nouă așa și e destul de nepromovată. Deocamdată încă se merge pe stilul clasic cumva de învățare prin programe, învățare pe videouri și așa, și foarte puțin se pune deocamdată accent pe partea asta de conexiune cu un mentor pentru a-ți lua experiență din piață, experiență reală acolo la firul ierbii. Da, dar vezi tu, este oarecum și de înțeles, pentru că da, dacă ai o echipă de 5-6 oameni pe care vrei să-i trainuiești, da, mentoringul poate fi o soluție, da. Dar dacă ai 3.000 de oameni pe care vrei să-i pregătești într-o anumită direcție, evident că nu poți face mentoring. Și atunci trebuie să găsești o variantă care să poate fi scalată, care să poată fi măsurată și care să o identifici oarecum să fie aliniată cu obiectivele organizaționale. Pentru că într-o corporație, orice training pe care îl faci ar trebui să fie oarecum aliniat cu obiectivele organizației, cel puțin pentru acel an. Sau dacă nu cu ale organizației, cel puțin cu ale departamentului în care lucrezi. Da? Da, și e normal să se găsească diferite soluții și nu mentoringul să fie pe primul plan, pentru că trebuie să fii și eficient. Nu poți să ții un angajat de, nu știu, 6 săptămâni sau 8 săptămâni într-un program de mentoring când, de fapt, el trebuie să livreze sau să lucreze pe anumite proiecte cu alte echipe și, bineînțeles, că există în permanență constrângerea timpului.